Nu se desfășoară în principal în localitățile în care incidența a trecut de pragul de 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Una dintre ele fiind și Piteștiul, localitatea în care acum ne aflăm. Iar acest lucru a fost stabilit prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, luată la data de 10 octombrie 2021. Cum mai devreme, una dintre persoane chiar a ridicat o problemă destul de interesantă. Ținem să amintim tuturor cetățenilor faptul că și în situația în care sunt vaccinați, în continuare sunt supuși obligației de a purta masca de protecție în spațiile publice aglomerate, atât cele închise cât și în cele deschise. Polițiștii desfășoară activități în principal în mod preventiv pentru a aminti tuturor cetățenilor să respecte aceste măsuri de prevenire, pentru că la acest moment cea mai importantă rămâne prevenirea, în așa fel încât numărul de îmbolnăviri să rămână unul relativ scăzut. Acum ați făcut o acțiune de informare, da? Dar sunt și amenzi care vor fi aplicate. Care este valoarea și de când vor fi aplicate? Sancțiunile se aplică și la acest moment, în urma evaluării fiecărei situații punctuale întâlnite de polițiști. Pentru nepurtarea măștii de siguranță, amenda pornește de la 500 de lei, putând ajunge până la 1500 de lei, iar pentru obligațiile care sunt impuse operatorilor economici, spre exemplu, sancțiunile pornesc de la 2000 de lei. Așadar, vorbim de purtatul măștii în spațiu public, fie aglomerat sau nu? Fie aglomerat sau nu, într-adevăr, există obligația aceasta. În toate localitățile în care incidența trece de pragul de 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. A spus de vaccinare, da? Da, am spus de la început, da.